Domnul. Amin. Iubiți frați și surori, stimați frați slujitori, iubiți invitați ai casei Domnului, mă bucur să fim împreună în această dimineață, în această zi de sărbătoare, în această zi în care cerem ca Dumnezeu din ceruri să privească cu bunăvoință spre locul acesta. Amin. Și așa cum stă scris în cuvântul Domnului, Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să ne rugăm și să cerem de la Tatăl ca Domnul să scoată lucrătorii la seceriș. Mulțumim pentru toți acei care și-au pus la dispoziție viața lor, și-au pus la dispoziție tot ceea ce Dumnezeu le-a dăruit pentru a sluji lui Dumnezeu. De aceea suntem cu bucurie în această dimineață aici și rugăm pe Domnul ca El să binecuvinteze noi slujitori care astăzi se înrolează la echipa de slujire și sunt gata să intre în lucrarea aceasta fiind sub binecuvântarea și de asemenea sub ungerea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Și pe ei și pe cei care suntem aici, care am intrat deja și pe cei care Dumnezeu încă îi va chema să slujească Domnului. Domnul să fie binecuvântat de toate. Aș dori așa cum stăm să cerem ca Domnul să binecuvinteze această slujbă de ordinare, de investire a noilor slujitori în lucrarea lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cei care vor vorbi, pentru cei care vor lua cuvântul și vor aduce înaintea noastră, pentru cei care vor cânta. Și în această rugăciune, prin fratele păstor Gacea, ne vom ruga Domnului. Neprihănitule Tată care locuiești în cerul, ne închinăm înaintea Ta cu reverență și îți mulțumim din toată inima noastră că ne iubești pe toți cu o iubire veșnică și că ne păstrezi dragostea Ta în fiecare zi, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru această zi istorică care a pregătit-o pentru Biserica Ta, Filadelfia, Doamne. Mă rog, Doamne, să binecuvintezi Biserica Filadelfia. Să o viorezi, Doamne, Dumnezeule, să-i aduci multă bucurie și pace, Doamne. Să ridici, Doamne, pe cei căzuți, Doamne, să ierți pe păcătoși, Doamne, să vindești pe bolnavi, Doamne. Să ne cercetezi prin Duhul Tău cel Bun și Sfânt și bunăvoința Ta să ridici puterea noastră a tuturora. Binecuvintează, Doamne, noi slujitori care vor fi ordinați în această zi, Doamne. Dă-le un duc de înțelepciune, un duc de sfat, un duc de tărie, Doamne. Dă-le viziune pentru lucrare, Doamne, ca să lucreze pentru lățirea părăției Tale, Doamne. Binecuvintează pe ei, Doamne, și familiile lor. Și lucrarea care vor face la Filadelfia s-o rupe, Doamne. Binecuvintează și pe lucrătorii care sunt, Doamne, Dumnezeu. Dă-le putere în continuare, Doamne, să meargă înainte prin toate greutățile vieții, Doamne. Te rog să binecuvintezi cântarea de laudă, Doamne. Să binecuvintezi orchestra, Doamne. Să binecuvintezi fiecare mesaj în parte, Doamne. Și bunăvoința Ta, Doamne, adu bucurie și pace și speranță în orice inimă. M-am rugat, Tată Ceresc, în numele Fiului Tău, Hristos Domnul. Și îți mulțumesc că ne-a spus, pentru că ne-a rugat în numele Fiului Tău, Hristos Domnul, pe care Tu totdeauna l-a spus. Amin. Amin. Să rămânem ridicați și cu bucurie să ne închinăm Domnului prin cântare de laudă. Eu sunt un om, sunt doar un om, ajută-mi, te rog, să cred mai mult ce pot fi, să cred mai mult în al meu Domn, ajută-mă să te slujesc timp de o zi. Poate din toată inima, prin această cântare, să-i cere lui Dumnezeu putere ca această zi să fie o zi binecuvântată de El și ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi, pentru fiecare în această zi, El să împlinească în viața noastră și noi să fim aceia care să avem inimile deschise și viața deschisă la voia lui Dumnezeu. Amin.
Cu bucurie vă salut pe toți. Doresc din toată inima ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze această sărbătoare a noastră. Amin. Să binecuvinteze întâlnirea noastră în locul acesta și, în mod deosebit, să binecuvinteze lucrarea care în această zi se va desfășura aici, și anume cei trei frați care au fost propuși, au fost examinați de către conducerea comunității și au fost, evident, votați de către noi ca biserică să fie slujitori în vremurile care urmează. Fratele Daniel Cerna ca presbiter, fratele Neluțu Comanac și fratele Stănescu Paul ca și diaconi aici și în sectorul care este atribuit Bisericii Filadelfia. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Cu bucurie vreau să salut în mijlocul nostru prezența fraților slujitori. Îl salut în mijlocul nostru pe fratele păstor Mircea Demian de la Hațec, păstorul Bisericii Betel din Hațec, și păstor coordonator al județului Hunedoara. Frate Mircea, bine a venit. Mulțumim că ați răspuns invitații, dacă ești prea timp cu noi. Salută și pe sora Muța, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. De asemenea, și fratele Daniel, tata, păstor din Biserica Golgota de la Hunedoara, este împreună cu noi. Îi spunem un bun venit și lui, Dumnezeu să te binecuvinteze, fratele Daniel. Împreună cu fratele Mircea sunt în conducerea comunității de Arad. Mulțumim că au răspuns invitații de a fi cu noi. Domnul să binecuvinteze. Amin. Fratele păstor Bogdan Sandu este împreună cu noi de la Vâlcele. Mulțumim că ați venit, frate Sandu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Salut pe toți cei care sunteți împreună cu familiile care sunt în sărbătoare în această zi și noi toți suntem ca biserică invitații celor trei familii care astăzi vor fi investite în lucrare. Salut și prezența domnului viceprimar al orașului Călan, domnul Medra. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Bine a venit între noi. Aș dori, în continuare, să ascultăm corul cântând o cântare în cinstea Domnului. Și pentru că este între noi fratele păstor Mircea Demian, am să-i dau locul să conducă activitatea aceasta și programul care ne dorim să fie în locul acesta. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și pe ea și pe noi toți. Amin. Thank you.
fie Domnul. Amin. Vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus. Ne bucurăm să fim în casa Domnului, ferice de cei ce sunt în casa Domnului, că ei tot mai pot să laude pe Domnul. Cred că niciunul dintre cei prezenți n-a venit obligați aici și am venit că am dorit. Și dacă dorim, înseamnă că ne simțim bine. Și înseamnă că putem să fim deschiși, să lăudăm numele Domnului și am venit odată să lăudăm pe Domnul, apoi am venit și cu așteptare, pentru că de fiecare dată venim cu o atitudine de așteptare înaintea lui Dumnezeu, nu doar noi să-L binecuvântăm pe El, ci Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi. Amin. Este o bucurie pentru noi toți să fim azi aici, cum spunea fratele păstor Tintianu, ca să oficiem o lucrare pe care Domnul Iisus ne-a încredințat-o și despre care Domnul Iisus a zis să ne rugăm ca Domnul Secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui. Și-L binecuvântăm pe Dumnezeu că suntem astăzi la Călan. O mare parte din viața mea, o parte din timp, într-o anumită vreme, știam că venim la Crișeni. Dar de o bună bucată de vreme, după 89, când biserica s-a mutat aici, venim cu mare bucurie, cum mergeam și acolo și era un loc în care avea o anumită referință Crișeniu, dar mulțumim Domnului că s-a transferat, că suntem aici, la Călan, în biserica aceasta frumoasă, în biserica asta cu tradiție de orchestră, de cor, cu oameni pe care îi cunosc de multă vreme și când m-am uitat aici, am văzut locuri în care obișnuiam să văd anumite persoane, dar nu mai sunt, s-au mutat, așa cum ne vom muta toți la rândul nostru ca să ajungem acasă. Până atunci însă punem oamenii în lucrare, slujim Domnului, binecuvântăm pe Domnul și am vrea să o facem și în ziua de azi cu toată bucuria. Înainte de a anunța cum urmează celelalte lucruri, aș vrea să vă aduc salut partea fraților de la Hațe, de la Biserica Betel din Hațe, de la frații de acolo, de la cei din țara Hațegului, unde noi slujim, pentru că datorită geografiei în care suntem așezați, noi avem câteva zeci de biserici, 30 de biserici, chiar satelit, care sunt în jurul Hațegului și unde, prin harul Domnului, slujim și facem lucrarea lui Dumnezeu împreună. Salutări din partea lor, din partea celor de la Comunitatea Pentecostală Regională Arad, unde frații noștri au fost să dea examenul pentru cunoștințe și aptitudini ale slujirilor. Au luat examenul cu bine toți. N-au putut frații să vină pentru că ei sunt implicați în alte lucrări astăzi. Dar împreună cu cei prezenți am dorit să slujim Domnului după măsura darului pe care Domnul l-a dat fiecare. În continuare am dorit să ascultăm orchestra care va lăuda pe Domnul, urmând ca în timpul ăsta, sau după, așa cum fratele păstor Dan Tintianu va organiza, am dorit ca cele trei familii, Cerna Daniel împreună cu soția Violeta, Stănescu Paul împreună cu soția Eunice și Comănac Ioan împreună cu soția Eugenia, frațiile vor găsi loc și în timp cât frații vor sluji din cuvântul Domnului, am dorit să fie aici pentru ca să le puteți vedea mai bine, să le poată adresa cuvinte în mod personal și dacă chemăm familia întreagă să vină aici, poate și copiii lângă ei, nu înseamnă că vom ordina și soțiile lor în slujba azi, dar și ele vor fi dedicate alături de ei ca să slujească și credem că prin ajutorul lor, slujirea lor va fi binecuvântată și mult mai eficientă. Dumnezeu să fie slăvit pentru toate lucrurile. Amin. Amin. Thank you.
în timpul unei cântări, cred că cel mai bun loc în care ar putea să stea familiile care apoi frații vor fi ordinați, este aici în față, așa că vă rog, primele trei scaune și acestea trei scaune, copiii sunt rugați să facă o rohadă, să meargă pe primele două rânduri. În timpul cântării, frații familiile cele trei grați sunt rugate să vină aici în față. Aici este locul în care putem să-i vedem, în care putem să-i vizităm, să ne rugăm Domnului pentru ei. Aș vrea să nu se supere copiii, ați cântat frumos, nici părinți nu se supere, sunt foarte importanți, dar acesta este locul în care considerăm că este mai bine să stea cele trei familii. Să cântăm o cântare în timpul acestei cântări, facem rohada cu tot cu stative, cu tot cu caiete, cu tot cu instrumente, frații nu au nevoie să cânte, au cuvântul Domnului în mână și în inimă și în minte. Domnul se binecuvinteze. Amin. Să lăudăm pe Domnul cu cântarea acum când în tinerețe bucurii ne înconjoară. Cuvinte pe care le rostește unul dintre cei mai mari oameni care au trăit pe pământul nostru. Într-o anumită ordine, atunci când s-a făcut o numerotare a persoanelor influente de pe pământul nostru, fără termen de comparație, prima a fost Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Amin. Și în ordine, mulți oameni
pe lângă oameni de stat și oameni mari ai lumii, l-au pus ca a doua persoană influentă care a influențat în lumea noastră pe Apostolul Pavel. Omul ăsta care filozofii convertit apoi să slujească Domnului, scrie jumătate din Noul Testament. Întâia epistolă către Tesaloniceni face parte din cele 13 cărți scrise de el și citesc de la versetul 1. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost batjocorit în Filip, după cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haine ale comiei, martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostoli ai lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scump ne ajunseserăți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteniala și munca noastră, cum lucram zi și noapte, ca să nu fim sarcină nici unuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Amin. Amin. Vă rog să ocupăm locurile. Pentru timpul care stă înaintea noastră, în minutele care urmează, vom cânta și vom asculta cuvânt din partea Domnului. Frații care slujesc aici și care sunt de mai multă vreme în slujba Domnului, din experiență, din cuvântul Domnului, sub călăuzirea Duhului Sfânt, vor aduce învățătură în ziua de astăzi. Așa că, împreună cu corul bisericii, vom cânta spre lauda Domnului, urmând ca fratele păstor Bogdan Alexandru să aibă cuvânt din partea Domnului și apoi din nou vom cânta cu corul, urmând ca fratele păstor Daniel Hada să aducă cuvânt din partea Domnului. Și în continuare, așa cum sunt frații aici, ne rugăm ca harul Domnului să fie peste noi toți. Amin.
și frații dumneavoastră care îi vedem astăzi aici și pe cei care nu sunt, poate sunt unii pe acasă, Domnul să-i binecuvânteze, să-i cerceteze și pe acolo unde să găsească. Aș vrea ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe cei trei care astăzi sunt chemați ca să intre în slujba celui mai mare împărat a Domnului Iisus Hristos, a cărui împărăție nu se va termina niciodată. Împărățiile lumii se vor termina, împărățiile oamenilor se vor termina, dar împărăția lui Hristos crește, împărăția lui Dumnezeu merge înainte și noi suntem chemați să lucrăm pentru Domnul Iisus Hristos și doresc ca numele Lui să fie înălțat. Amin. Amin. N-aș vrea să vorbesc mult și aș vrea să vorbesc puțin, dar Dumnezeu să lucreze și să vorbească tuturor din locul acesta. Amin. În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 16, cuvântul Domnului Iisus Hristos spune: Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rodă și roda voastră să rămână, pentru ca orice veșere de la Tatăl, în numele meu, să vă dea. În cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a rânduit pe unii și printre cei rânduiți de Dumnezeu ați fost rânduiți și voi, dragii mei. De aceea, mă rog ca să nu uitați niciodată lucrul acesta. Voi sunteți în împărăția lui Dumnezeu chemați să fiți slujitori. Și slujitorul este acela care slujește și face ceea ce Domnul Iisus Hristos de fapt a făcut. Domnul Iisus Hristos a venit să slujească, nu să îi se slujească. Voi sunteți chemați să slujiți și să aduceți rodă, dragii mei. Și cuvântul Domnului ne vorbește în Galateni, capitolul 5, versetul 22, care este roada pe care noi, nu numai voi ca credincioși și toată biserica, Domnul Iisus Hristos trebuie să o aducă. Și vorbește așa de frumos cuvântul lui Dumnezeu și spune: roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Noi suntem chemați într-o lume întorsă pe dos să restabilim lucrurile, într-o lume în care păcatul este ridicat la rangul de virtute, noi să trăim ca niște adevărate lumini în lume, frați și surori. Într-o lume în care dreptatea este călcată în picioare, noi trebuie să trăim în dreptate, trebuie să trăim în adevăr. Și în mod special, voi nu trebuie să uitați că dacă alți credincioși, poate duminica noastră pleacă acasă, iau masa cu familia și apoi se odihnesc, voi poate veți fi sunați la telefon: frate, vină cu tare loc, uite, cu tare bolnav, poate vor fi alte cauze pe care voi veți fi chemați ca să le rezolvați. Voi sunteți în slujba Marelui Împărat, a Domnului Iisus Hristos. Și mă rog ca Domnul Dumnezeu să vă dea putere să faceți lucrarea Lui cu cinste, pentru că atunci când Marele Păstor se va întoarce să-și ia biserica Lui, să fiți și voi chemați în împărăția Lui glorioasă. Amin. Dragii mei, mi-am adus aminte o întâmplare. Se spune că undeva într-o localitate era o casă foarte frumoasă, aranjată și era cineva acolo afară care curăța de zor. Trecut un om de acolo și a văzut pe omul acesta care făcea curățenie și a zis: Domnule, frumoasă casă aveți. A zis: nu e a mea. Înseamnă că aveți un stăpân foarte bun care vă plătește bine și de aceea faceți lucrarea cu atâta pasiune. Și omul acesta a spus: nu. Pe mine nu mă plătește stăpânul. Înseamnă că e un stăpân foarte astru, să foarte rău cu noastră. De ce faceți lucrarea aceasta? Și omul acesta a spus: nici așa. Dar de ce faceți lucrarea aceasta? Pentru că, a spus omul, stăpânul meu este plecat și eu vreau că atunci când stăpânul va veni să găsească totul în ordine. Dragii mei, noi suntem chemați să slujim Domnului, să slujim în împărăția lui Dumnezeu și suntem chemați să facem în fiecare zi numai bine, dragii mei. Suntem chemați pentru a vesti Evanghelia și cuvântul Domnului. Matei 28 spune: mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură.
Noi trebuie să facem lucrarea aceasta Domnului Iisus Hristos. În Matei capitolul 10, trimiterea celor 12, trimiterea ucenicilor în lume, arată ceea ce trebuie să faceți. Cuvântul Domnului spune, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți și așa mai departe. Faceți toate lucrurile acestea în numele Domnului Iisus Hristos. Și ne vom pune întrebarea, dar oare Dumnezeu mai face astfel de lucruri în vremea aceasta? Eu vreau să vă spun că da, Dumnezeu încă mai face astfel de lucruri și voi sunteți chemați și noi toți suntem chemați să ducem lucrarea Domnului mai departe, să facem ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne împuternicește pe noi să facem anumite lucruri. Noi nu trebuie să facem altceva decât să facem ceea ce spune Scriptura. Apostolul Pavel, care a făcut atâtea lucrări extraordinare, el a spus, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Noi trebuie să călcăm pe urmele Mântuitorului a Domnului Iisus Hristos în fiecare zi, să împlinim cuvântul Lui în fiecare zi și Dumnezeu va fi acela care ne va binecuvânta. În vremea aceasta, noi trebuie să strălucim ca niște lumini în lume. Dacă păcatul bântuie, copiii lui Dumnezeu n-au voie să trăiască în păcat. În mod special, lucrătorii n-au voie să se comporte ca lumea. Dacă lumea face lucrurile ei, lucrătorii Domnului trebuie să fie deosebiți și trebuie să lupte împotriva păcatului, împotriva ereziilor nimicitoare, împotriva învățăturilor rele, împotriva învățăturilor drăcești și împotriva tuturor lucrurilor care nu aduc zidire Bisericii lui Dumnezeu. Și doresc ca Domnul Dumnezeu pe voi să vă întărească împreună cu familiile voastre, să rămâneți credincioși până la capăt, niciodată să nu dați înapoi, pentru că acela care este cu voi, care luptă cu voi împreună, acela care trage cu voi la același jug, este Domnul Iisus Hristos. Acela care a spus că El a biruit lumea, acela care a murit pentru păcatele noastre, ca noi să trăim prin El. Și Domnul Dumnezeu să ne umple de puterea Lui, de dragostea Lui, să ne ajute niciodată, dragii mei, să nu vă fie teamă când faceți o lucrare a Domnului, să știți că așa cum David altădată era pe câmpul de luptă și înaintea lui stătea uriașul acela mare și toată oștirea lui Israel vedea înapoi când îl vedea pe ăsta că se ridica și venea în față, toată oștirea lui Israel fugea înapoi. Și omului Dumnezeu, David, a zis, eu mă duc în numele Domnului Dumnezeului lui Israel. Voi mergeți în luptă împotriva vrăjmașului, în numele acelui care a biruit moartea, care stă pe scaunul de domnie în ceruri și care niciodată nu se simte deranjat chiar la miezul nopții, dacă îl strigați, el vă vine în ajutor, frate tuturor. David a fost omul care s-a dus înaintea lui Goliat și era un copilaș. Nu avea o armă, nu avea o lanță, o sabie, o ceva. Dar omul acesta a avut ceea ce Goliat nu avea. Omul acesta a avut pe Domnul Dumnezeu. Și în momentul în care Goliat s-a râs de el și a zis, tu vii la mine ca un câine? David a spus, eu vin la tine în numele Domnului Dumnezeului lui Israel pe care tu l-ai batjocorit. Astăzi, Dumnezeu îți va da corpul tău să fie pradă păsărilor cerului. Și așa s-a întâmplat. A luat o piatră, a pus-o în praștia lui, a învârtit-o și în momentul în care a dat cu ea, a lovit singurul loc care era gol, în frunte, dragii mei. Așa va trebui să mergeți și voi, în numele Domnului Dumnezeului lui Israel. În numele Acelui care a zis, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și dacă veți face lucrul acesta, într-o zi, veți putea spune ca omul lui Dumnezeu Pavel, când și-a terminat călătoria, el a spus, am păzit credința, mi-a sfârșit alergarea și de acum așteaptă în ceruri cununa neprihănirii pe care va da Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubiți venirea Lui. Și Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea câteva cuvinte pentru surori. Să știți că bărbații voștri vor fi slujitorii Domnului, dar voi va trebui să fiți slujitorii lor.
adică să fiți ajutoarele lor de nădejde. Ajutoarele lor de nădejde. Lucrătorii merg în slujbă, dar soțiile lucrătorilor se roagă pentru lucrători. Lucrătorilor stau pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Soțiile lucrătorilor sunt aceia care îi încurajează pe lucrători, pentru că și lucrătorii nu sunt altceva decât niște oameni în definitiv. Dar în momentul în care Luther, de exemplu, era așa de întristat, vedea că nu poate să meargă înainte, dimineața când s-a sculat, a văzut-o pe soția lui în doliu și s-a speriat Luther și a zis, ce se întâmplă, dragă? Și-a zis, soția, a murit Dumnezeului Luther, de aceea eu sunt în doliu. În momentul acela, Luther s-a trezit așa și a zis, nu, Dumnezeul meu trăiește. Dumnezeul meu este viu. Și a mers în continuare. Dragii mei, dragile mele, voi trebuie să știți că trebuie să fiți ajutoarele potrivite când ei vor fi descurajați. Când lor le va fi greu. Când se va părea că cerul e închis și numai vine ploaia binecuvântată de sus, voi să fiți acelea care să-i încurajați, să-i îmbărbătați, să spuneți că Dumnezeul lor e viu, că Dumnezeul lor trăiește, că Dumnezeul lor este acela care lucrează și numele Domnului să fie binecuvântat. În același timp aș vrea să vorbesc câteva cuvinte bisericii. Să știți că Pavel, omul lui Dumnezeu, spunea fraților, rugați-vă pentru mine, ca Domnul să-mi dea ușă de cuvânt. În momentul în care biserica îți va iubi lucrătorii, în momentul în care biserica se va ruga pentru lucrători, în momentul în care biserica nu-și va judeca lucrătorii, ci îi va susține în lucrarea lor, lucrătorii vor merge bine, biserica va merge bine și lucrarea Domnului va propăși. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze astăzi adunarea, să cerceteze pe cei care vor fi ordinați și pe toți lucrătorii. Și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Amin.
O cântare care ne-a provocat, cred, personal pe fiecare din noi. Și refrenul acestei cântări spunea: Tu ești chemat, Tu ești chemat să fii creștin adevărat. Personal, cred că fiecare din noi avem o chemare specială din partea Domnului. Însă, astăzi suntem aici pentru că Dumnezeu a chemat special pe cineva în slujire. Și e vorba de fratele Daniel Cerna, Paul Stănescu și fratele Ioan. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Am bucuria mare să fiu alături de dumneavoastră la această sărbătoare și alături de slujitorii care sunt aici. Și cred că Dumnezeu este Cel care dorește de la fiecare din noi să ne punem în spărtură, în slujire. În această dimineață, foarte scurt, am să amintesc câteva lucruri dintr-un alt pasaj. N-am să citesc pasajul acela. Însă, dacă avem Biblia deschisă la 1 Tesaloniceni, eu am să vorbesc din Coloseni, capitolul 4. Personal, m-am gândit la gândurile acestea, știind că astăzi voi fi aici. Și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră, pentru noi toți este valabil, dar în special pentru cei trei care astăzi sunt investiți într-o anumită slujbă. Și am meditat puțin la ceea ce Apostolul Pavel spune în această epistolă Coloseni, de la versetul 7, o să fie. Am meditat la oamenii care erau în jurul Apostolului Pavel. Cu siguranță, fiecare din noi trebuie să avem calități, lucruri frumoase. Ca buni creștini ce ar trebui să fim, trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne face o chemare specială în sensul acesta, să arătăm, să dovedim lumii că suntem copiii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dovedim lumii că suntem copiii lui Dumnezeu. Din copiii aceștia lui Dumnezeu, Dumnezeu are oameni pe care îi cheamă la anumite slujbe. Dacă ne gândim puțin la Sfântul Apostol Pavel, vom vedea că omul acesta a fost chemat special pentru o lucrare specială. Dar omul acesta special, pentru această chemare specială, a avut oameni speciali cu alte chemări, tot speciale din partea lui Dumnezeu. În biserica aceasta locală sunt păstori, slujitori ai dumneavoastră. Oameni speciali, chemați special de Dumnezeu, ca să facă o lucrare frumoasă. Dar în același timp, cred că pe lângă ei sunt mulți alți oameni care au calități foarte bune, care pot să slujească împreună cu ei, biserici, și nu doar bisericii acestea, și celelalte biserici care aparțin de această biserică, și nu numai. Și am să amintesc aceste câteva calități și aș vrea să vă gândiți personal fiecare din voi, stați înaintea noastră și implicit înaintea lui Dumnezeu. Și uitați-vă dumneavoastră la unul care este împreună cu Apostolul Pavel, versetul 7. Nu e timp să le dezvolt așa cum mi-aș fi dorit, dar doar amintesc. E vorba de Tihic. Și Apostolul Pavel îl numește pe acest om, Tihic, slujitorul credincios. Mă rog Domnului ca Daniel, Paul și fratele Nelu să fie slujitori credincioși. Amin. Dacă veți fi slujitori credincioși, Dumnezeu este acela care vă va binecuvânta. Vreau să mergem puțin mai departe și o să vedem ceea ce spune Apostolul Pavel despre un alt om, altă persoană. Versetul 9 ne spune despre Onisim, care este fratele credincios. Un om care înțelege chemarea lui Dumnezeu. Și știm situația lui Onisim, dar de data aceasta Apostolul Pavel vine și vorbește despre Onisim ca fiind fratele credincios. Și mă rog Domnului că atunci când slujitorii dumneavoastră mai mari au probleme pe cazul, într-un fel sau altul, dumneavoastră să fiți frații credincioși ai slujitorilor care sunt în locul acesta. Dumnezeu să vă ajute la lucrul acesta. Amin. Apoi dacă mergem mai departe în această scriere pe care Apostolul Pavel o încheie în epistola aceasta către Coloseni, ne spune despre un alt personaj, o altă persoană importantă din punctul meu de vedere și vorbește în versetul 10 despre Aristar. Și omul acesta, Aristar, Apostolul Pavel vine și spune, este tovarășul meu.
dar în orice fel de tovarăș. Uitați-vă dumneavoastră în versetul 10, spune așa, Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Cine ar vrea să fie un astfel de tovarăș a unei persoane care este în temniță? Mai greu găsim astfel de oameni. Mai greu găsim astfel de oameni care să se pună în spărtură. Dar Apostolul Pavel îl numește pe Aristarh și spune, el este tovarășul meu, dar nu orice fel de tovarăș. Nu doar atunci când îmi merge bine. Nu doar atunci când sunt, știu, pe culmile înalte. Oameni care mă aplaudă, oameni care mă elogiază. Nu doar atunci am tovarăș pe Aristarh. Și Apostolul Pavel vine și spune, Aristarh este tovarășul meu de temniță. Dragi slujitori care astăzi sunteți chemați, Daniel, Paul și fratele Nelu, probabil că vor fi momente grele în slujire în biserica aceasta. Nu știu ce rezervă viitor. N-aș vrea să fie așa. Dar aș vrea să rămâneți tovarăși credincioși acelora care sunt mai mari ca dumneavoastră. Dumnezeu să vă ajute la lucrurile acestea. Atunci când sunteți pe culmile înalte, e frumos și ne place să fim tovarăși cu cei care sunt pe culmile înalte. Dar, întrebare, pentru mine și pentru alții, implice și pentru mine. Îmi place să rămân tovarăș credincios chiar și atunci când poate se trece printr-o vale a umbrei morții, când poate nu vedem nicio scăpare, nicio șansă, nu vedem o luminiță, nu vedem un răspuns din partea lui Dumnezeu. Vrem să rămânem tovarăși credincioși? Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Păi versetul 11 vorbește despre o persoană și spune Iisus zis just. Despre această persoană Apostolul Pavel îl amintește și spune un lucru foarte, foarte important. Spune, a lucrat împreună cu mine. A lucrat împreună cu mine. Dar nu orice fel de lucrare. Și Apostolul Pavel vine și spune că persoana aceasta, just, a lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. Oameni care mi-au fost de mângâiere. Sunt convins că cei trei deja au lucrat cu frații păstori de aici, împreună cu ei, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru a se răspândi împărăția aceasta lui Dumnezeu. Și în anumite situații, oamenii aceștia au fost oameni de mângâiere pentru slujitori de aici. Dumnezeu se binecuvintează. Amin. Dar uitați-vă și vă rog frumos atunci când mergeți acasă și meditați și citiți și unii dintre dumneavoastră aveți și teologia terminată, meditați la versetele acestea și veți observa ce calități au oamenii aceștia care se pun în spărtură în lucrarea lui Dumnezeu. Just, omul acesta vorbește Sfânta Scriptură că este un lucrător împreună cu Apostolul Pavel pentru împărăția lui Dumnezeu. Mai este un nume acolo care este amintit de Apostolul Pavel. E adevărat că nu sunt foarte mulți sau nu sunt toți slujitorii care au fost împreună cu Apostolul Pavel. Aici nu apare Timotei și așa mai departe, dar vorbește despre un alt slujitor. În versetul 12 vorbește despre Epafra. Omul acesta, în versetul 10, în versetul 12 ne spune că el, rob al lui Hristos. Ce-aș vrea să înțelegeți voi, noi, toți de aici, că trebuie să fim slujitori umilei lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și omul acesta, Epafra, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că robul acesta, slujitorul acesta lui Dumnezeu, avea de dus o luptă înaintea lui Dumnezeu. Lupta pe care el o ducea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în acest verset spune, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Pe lângă multe alte slujiri care o să le faceți în biserică, dragi frați, vreau să vă spun că aveți datoria să slujiți înaintea lui Dumnezeu, să vă luptați în rugăciune, spune aici, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Biserica să fie de plin încredințată și să stăruiască în voia lui Dumnezeu. Asta era Epafra. Și aș vrea să aveți calitățile acestea. Să fiți oamenii rugăciunii, să fiți slujitori umile ai lui Dumnezeu, ai lui Hristos. Să înțelegeți că robul acesta despre care Apostolul Pavel și chiar el se numește rob al lui Hristos, se referă la faptul că vine înaintea lui Dumnezeu, este umil, fără a avea vreun merit înaintea lui Dumnezeu. Nu avem merite înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a chemat la o slujire mai specială, este meritul lui Dumnezeu. Noi trebuie să rămânem smeriți, umili înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog, Domnule, ca fiecare din noi să înțelegem că trebuie să avem această calitate în viața noastră. Și Domnul să ne ajute pe fiecare. Adevărat că
Apostolul Pavel mă amintește în versetul 14, nu insistă asupra acestor doi, unul dintre ei mai târziu îl părăsește pe Apostolul Pavel. Sper că nu veți fi un astfel de om, de slujitor, ci dimpotrivă rămâneți statornici în credință în ceea ce Dumnezeu v-a chemat. Dar aici este o persoană cu care se încheie această epistolă către Coloseni. Și ne spune în versetul 17 despre un om cu numele Arhip. Și Apostolul Pavel încheie această epistolă către Coloseni spunând în felul următor în versetul 17. Și spuneți lui Arhip. Ce se spune lui Arhip? Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Și eu spun cuvintele acestea. Și spuneți lui Daniel, lui Paul și lui Nel. Ce? Ceea ce continuă versetul 17. Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Arhip mai apare într-o altă scriere a Apostolului Pavel, probabil Coloseni a fost scrisă înainte de ceea ce apare mai târziu, epistola Apostolului Pavel către Filimon. Unii spun că a fost cam în perioada aceea, dar alții spun că cu câțiva ani înainte a fost scrisă epistola din Coloseni, pentru Coloseni. Însă, în Filimon, versetul 2, Apostolul Pavel îl amintește din nou pe acest om, pe această persoană, pe Arhip, și spune așa, către sora Apia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă și către biserica din casa ta. Din nou îl amintește Apostolul Pavel pe omul acesta Arhip și înțeleg din ceea ce ne spune, dacă mai întâi a fost scrisă epistola din către Coloseni, înțeleg din ceea ce ne spune Apostolul Pavel că mai întâi spune, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o de la Dumnezeu. Și apoi când scrie această epistolă către Filimon, îl numește pe Arhip și spune, tovarășul nostru de luptă, adică și-a îndeplinit bine slujba, luptă pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă rog Domnului ca nu doar cei trei, da? Astăzi atenția noastră a fost într-un mod deosebit pentru cei trei. Pentru Daniel, pentru Paul, pentru Ioan. Dar nu doar ei, ci noi trebuie să fim oameni care să luptăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica aceasta. Amin. Slujitorii de aici și tot ceea ce se face să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu uitați, vă rog frumos, citiți, recitiți acasă despre oamenii aceștia, despre Tihic, Onisim, Aristarch, Iust, Epafra, Arhip, oameni care s-au pus și au înțeles că trebuie să stea în spărtură. Oameni care au stat lângă Apostolul Pavel, lângă Marele Sfânt Apostolul Pavel, care au fost oameni de nădejde, tovarăși, în anumite situații grele din viața lui, dar au rămas acolo. Mă rog lui Dumnezeu ca și voi să faceți lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin. Continuăm să ne închinăm Domnului, dacă orchestra se poate reorganiza, dar fără să ne șcăm de aici, frații, dacă nu, atunci slujiți Domnului așa. În situația asta am înțeles că frații care urmează să fie ordinați cu familiile lor au o cântare pregătită. Domnul să-i binecuvinteze. După cântarea lor urmează să ascultăm cuvânt din partea Domnului prin fratele pastor Gagea. Mulțumim Domnului că este cu noi și noi suntem cu El. E omul pe care noi l-am întâlnit aici și care e cu noi în continuare. Omul care a cedat cu aproape 30 de ani în urmă, în 1988, slujirea de la Hații și mi-a încredințat-o mie. Și mulțumesc pentru toată părtășia și slujirea care am avut-o de atunci și pentru toată lucrarea pe care fratele pastor Gagea a făcut-o ca un om cunoscut în Călan, în județul Hunedoara, în țară și nu numai. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Am înțeles că și urmează să plece pentru o perioadă de timp în America, dacă el v-a spus sau nu știu asta. Am înțeles că la începutul lunii decembrie va pleca în state. Ne rugăm ca Domnul să-l însoțească. Amin. Să fie o binecuvântare, să predice Evanghelia și împreună cu sora Reli, acolo unde vor fi, să fie păziți de Domnul și să se întoarcă cu bine înapoi. Amin. Amin.
Și ginerele și socrul să fie ordinați de tată.
Mă bucur pentru acest eveniment frumos. Dumnezeu să binecuvânteze pe mine. Dumnezeu să binecuvânteze faptul de cerna. Și mă rog că în această dimineață de un du de tărie, un du de sfat, un du de înțelepciune. Să facă lucrarea Domnului cu Duhul Duhului Sfânt în biserica noastră. Amin. Salutăm în mijlocul nostru, iubiți frați și surori, pe fratele păstor Mircea Damian. Eu îl cunosc mai bine decât toți. Și de ce vreau să spun că îl cunosc mai bine decât toți? Pe toți din spatele meu îl cunosc. A fost la ordinare la toți slujitorii care sunt în spatele meu. A fost la evenimente de familie. Am avut un har deosebit să-l trimit în 84 la seminar pe fratele Mircea Damian la București. Am fost și la sărbătoarea la București de sfârșit de seminar, la ordinarea fratelui Mircea. Și după ce a fost ordinat, pentru că a părăsit un oraș județean cu Mureș și a venit în Țara Hațegului, i-a dat bisericii de Țara Hațegului să slujească. Apreciez slujirea fratelui Mircea Damian și vă spun un lucru. La noi, la Pentecostal, e o tradiție care nu-i bună. Apreciem pe oameni după ce au murit. Când au murit, spune câteva lucruri frumoase și fratele care au plecat n-au de nimic. Apreciem pentru că a făcut slujirea lucrarea Domnului pe Țara Hațegului cu foc. Domnul a ajutat să cădească 30 de biserici pe Țara Hațegului, 40 în Oltenia. A fost superintendent european pentru diaspora română. De 20 de ani este profesor universitar la Facultatea Boldiș de la Arad. Este păstor județean și mă bucur că și-a făcut timp să vină la această sărbătoare. Domnul să-l binecuvânteze pe el și pe Soranuța. Amin. Să-i dea sănătate la Soranuța. Spuneți amin. Amin. În același timp salut cu tot respectul pe fratele Hada Daniel. Eu sunt prieten de o viață cu fratele păstor Hada Gricor. Am fost la toate evenimentele mari din istoria Bisericii în Hunedoara, la istoria Bisericii din Hațeg și mă bucur că azi e cu noi aici. Salut pe fratele tată și Domnul să-l binecuvintează și pe fiul și lucrarea pe care o fac. Salut în același timp și pe fratele păstor Sandu, Domnul să-l binecuvinteze. După salutul acesta, iubiți frați și surori, vreau să vă amintesc că se împlinește un an de zile în data de 13 decembrie, de când a fost la ordinare la Londra, la Biserica Filadelfia, împreună cu fratele păstor Mircea Damian. Sâmbătă seara am predicat împreună la un botez. Fratele Mircea cu fratele păstor Remus de la Filadelfia, Londra, au botezat. Duminică am predicat amândoi la ordinarea fratelui Adie ca presbiter și apoi ne-am întors înapoi. M-am plimbat puțin din parcul amintirilor și aș vrea doar câteva gânduri pentru frații care sunt ordinați astăzi. Prin ordinarea pe care voi o primiți astăzi, deveniți proprietatea lui Dumnezeu, dar și proprietatea bisericii. Voi sunteți ordinați ca să promovați virtuțile creștine în biserică și în același timp să administrați acte de cult. Sunt câteva priorități de care trebuie să țineți cont. Prima dată este Dumnezeu, apoi este familia și în a treia rând este biserica. Oricine inversează prioritățile, falimentează. Dumnezeu, familia și apoi biserica. Sunteți chemați să fiți slujitori al Domnului și doresc ca să fiți de slujitori smeriți și să lucrați împreună cu Dumnezeu. Și aș vrea să spun câteva gânduri din textul care a fost pus înaintea noastră în această dimineață. Provăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătășire, nici pe necurăție și nici pe bicănie. Noi nu predicăm în biserică
necurăția, noi nu rătăcim pe oameni și aici vă puteți mântui și noi nu suntem oameni vitleni, nici ipocriți. Pentru că oamenii pățarnici au două fețe și niciun obraz. Și Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze această Evanghelie, căutăm în așa fel să vorbim ca să îi placă lui Dumnezeu, nu oamenilor. În adevăr să știți că niciodată n-am întrebuințat vorbe mălcuritoare și nici haina lăcomiei. Martorul este Dumnezeu. Sunt trei pericole care urmăresc pe slujitorii lui Dumnezeu și pe toți oamenii. 1. Lăcomia de argint. A doilea pericol este mândria, primul păcat univers. Și a treilea pericol este adulterul, curvia, prea curvia. Orice slujitor, fie el prezbiter, diacon, păstor, episcop, și orice proroc sau prorociță care păcătuiesc păcatul adulterului, ei nu vor mai putea fi niciodată slujitori. Niciodată să mai fie slujitor, pentru că nu și-au păstrat vrednicia de la început, așa ca îngerii care au căzut din cer. Îngerii care au căzut din cer nu vor mai fi niciodată îngeri. Vor fi totdeauna îngeri căzuți. Să vă feriți de aceste trei lucruri. De lăcomia de argint, lăcomia germană este rădăcina tuturor relor. Să vă feriți de mândrie, este păcatul pe care l-a săvârșit Lucifer. Să vă feriți de adulter, ca de foc, e păcat împotriva trupului și nu veți mai putea fi niciodată slujitori. Poate că printr-o pocăință sinceră veți avea doar această zlesnire. Să fiți primiți într-o biserică după ani de disciplinare, să vă împărtășiți de proprie răspundere. De ce, frați și surori, suntem aici ca să dăm învățături sănătoase a celor ce ne ascultă? Și doresc din toată inima ca Dumnezeu să pună în inima voastră pasiune pentru mântuirea altora. Cel înțelept câștigă suflete pentru Domnul. Acesta este un concept metodist. În anul 1904, în 24 iunie, regele Eduard VII al Angliei a chemat la palat pe William Bott, generalul în armata mântuirii. Într-o zi s-a deghizat ca un simplu muritor, s-a dus regele la periferia Londrei și a analizat lucrarea pe care o face William Bott. Apoi l-a chemat la palat. A venit de pe câmpul de misiune, a intrat în curtea palatului, a văzut că este murdar de mâini, s-a dus la o cișmea, s-a spălat pe mâini, pe când se ștergea cu batista pe mâini, regele a coborât, l-a văzut pe geam, l-a salutat cu respect și a zis: William Bott, care este cea mai mare distracția ta? William Bott l-a privit zâmbind și a zis: Majestate, cea mai mare distracție a mea este mântuirea oamenilor. Dumnezeu să pune pasiune pentru mântuirea oamenilor. Amin. Dumnezeu să pune pasiune în viața voastră pentru rugăciune. Rugăciunea este blăstarul sincerității, al credinței, al căinței, cât și-a învelat multor grijuri și îngrijorări. Rugăciunea este timpul de respirație, de întâlnire cu Dumnezeu, de acumulare unor energii spirituale, de acumulare de putere. În al treilea rând, Dumnezeu să pune pasiune în inima voastră pentru Sfânta Scriptură. Și numai pentru Sfânta Scriptură, pentru orice fel de carte teologică bună. Toate cărțile teologice
bune sunt ceea ce sunt ochelarii pentru ochi. Ochelarii nu dau vedere, dar întăresc vederea ochilor. Acestea cărți bune întăresc vederea Sfintei Scripturi. Și pentru că timpul trece, marea infinită a timpului, vreau să rostesc o binecuvântare pentru voi. Și aș vrea să împlinească cu voi și cu casele voastre ceea ce voi citi. Și cu ceea ce vă binecuvintesc pe toți în numele Domnului. Voi citi cuvântul Domnului 1 Samuel din capitolul 2, versetul 35. Eu voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea și după sufletul meu. Îi voi zidi o casă stătătoare și va umbla totdeauna înaintea mea. Așa se întâmplă cu voi, dragi slujitori. Domnul din cer să vă ajute să fiți credincioși, să aveți statornicie și o casă stătătoare și să umblați totdeauna în lumina Domnului. Și creșterea voastră spirituală să se vadă zilnic la mesaj, la predică. Latinii au o vorbă. Non aspera, non astra. Cine aspiră mai mult, trebuie să pregătească mai mult. Amin. Mulțumim, frățiorii Cernă au poezie. Am înțeles? Sau poezii? Cum sunt organizați? Domnul să-i binecuvinteze. Amin. De acum să pregătesc pentru viitoarea slujire. Apoi grupul de frați au o cântare speranță. Domnul urmând ca păstorul tineri, grupul de băieți. O cântare și apoi ascultăm cuvânt din partea Domnului prin păstorul acestei biserici, care e în exercițiu, fratele Dan Dindian. Că
când se apropie de car, după scurtă alergătură, Filip laude pe Famen cum citește din Scriptură. Și cum Famenul citește din cărțile împărătești, Filipul îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Cum aș putea înțelege fără că l-o auză bună? Te rog, fie lângă mine să vezi rușinul de mână. Cum era deschisă cartea locul unde ei citeau, era prorocul Isaia, capitolul 53. Și zice Famenul, te rog, fă-mă să înțeleg mai bine. Despre cine zice prorocul? Despre altul? Ori despre sine? Altul Filip? Dar cuvântul dângui buculos despre cine a scris Isai și cine e Iisus Hristos. Apoi cum te duc să vine doar unul m-a auzit. Solul Famen a înțeles însemnătatea mântuirii. Domnul lor a dat de apă și Famenul l-a întrebat. Uite apă, ce mă oprește să fiu și eu botezat? Iar Filip Evanghelistul i-a răspuns cu bunătate. Dacă crezi cu adevărat, din toată inima se poate. Oamenii răspunde, cred din tot sufletul meu că Iisus Hristos e Domnul și Fiul lui Dumnezeu. Au oprit îndată calul și în apă au intrat și numele lui Hristos pe Famen l-a botezat. Deci în Famenul din apă, pe Filip nu l-a mai zărit, fiindcă el, Filip, a fost de Duhul Domnului răpit. Când Famenul cu bucurie părăsea în Carideia, Filip este Evanghelia, Olazul și în Cezarea. Întâmplarea din Scriptură. Iată, naște o întrebare. Când vestimasesc ca Filip? Când vestimasesc ca Filip în lumea înconjurătoare? Când vestim acum ca Filip Evanghelia printre oameni? Să cunoscă tâmpuirea și nestiutor de Famen. Fraților, vestiți cuvântul! Nu poate ne spune greu că noi suntem împreună lucrător cu Dumnezeu. Amin. Adevărat o viață, te vezi promisă de Hristos, de ai cu adevărat în față, un viitor pe vești frumos. Ajunge simplu și iubirea, priviți pe moarte ca spustea, și îmbrățișează spătimirea, cum țin să rup pe cel mai drag. Este fiul ei, că este ulitor, că este blasfemiator,
și multe, multe lucruri care îi străpungea inima până acolo când a fost răstignit. Har nu înseamnă întotdeauna binecuvântarea care noi ne-o dorim și care o dorim să fie peste noi. Ne-o dorim, suntem oameni și dorim. Uneori, har înseamnă să lucrăm pentru Domnul și atunci când suntem apreciați și atunci când nu suntem apreciați. Apostolul Pavel spune în textul citit: după ce am suferit și am fost batjocorit în Filip, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Mi-amintesc de o zi din viața Apostolului Pavel, când a intrat în Listra să vestească Evanghelia. Și în Fapte, capitolul 14, în Faptele Apostolului, se spune că în Listra era un om olog. Și Apostolul Pavel, privind spre acest om olog, a văzut că există credință în el, a rostit cuvântul de ridicare și de vindecare în dreptul lui, astfel că oamenii au fost atât de copleșiți de ceea ce s-a întâmplat, atât de uimiți și de entuziasmați, încât i-au considerat zei. Și a zis, zei au venit la noi pe pământ. S-au întrupat. Unul era Mercur, Barnaba era Jupiter. Au căutat chiar să-i aducă jertfe. Au adus animale și coroane au făcut și au zis, trebuie să ne închinăm. Zeilor sunt niște ființe extraordinare oamenii aceștia. De-abia Apostolul Pavel a reușit să-i oprească să facă această lucrare. Le-a spus, oameni buni suntem și noi în carne și sânge. Suntem oameni. Nu suntem ființe supranaturale. Ceea ce s-a întâmplat aici este o veste bună care vrem să o aducem. Dumnezeu a împăcat lumea cu El, prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos. Și ascultați-mă ce s-a întâmplat. Exact în acea zi. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au atâțat pe noroadele acestea. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate. Mesajul meu pentru această dimineață este: de la a ți se aduce jertfă, la a fi adus ca jertfă. De la a ți se aduce jertfă, l-a fi adus ca jertfă. Vedeți? Ceea ce s-a întâmplat în viața acestor doi slujitori într-o singură zi este ceva care depășește înțelegerea noastră. Dar sunt astfel de zile în viața slujitorilor. Și de aici aș vrea să înțelegem cel puțin trei lucruri pentru voi și pentru noi toți. 1. Oricât succes ați avea, nu uitați că toată slava este a lui Dumnezeu. Oricâte realizări ați avea, iubiți frați slujitori, nu uitați că îi aparține lui Dumnezeu aceste realizări. Sunt zile bune, sunt zile mai puțin bune. Cineva spunea, dacă un lucru trebuie făcut atunci, pentru prima dată, ar trebui să-l faci prost. Și se întâmplă uneori. Lucrul făcut pentru prima dată să iasă prost, să iasă rău. Dar, prin determinare, prin disciplină, putem să facem lucruri din ce în ce mai bune. Oricât succes ați avea, nu uitați că toată slava este a lui Dumnezeu. În al doilea gând. Oricât de bine stați în sondaje,
așteptați-vă ca mâine să fiți înroșcați cu pietre. A fost o uimire pentru Pavel și Barnaba că oamenii au trecut atât de repede de la o stare la alta. Oamenii întotdeauna vă vor aprecia. Știți până când? Până când ne spune ceva despre familiile lor. Și s-a terminat cu aprecierea. S-a terminat cu aprecierea. Știu că a stat bine în sondaje și ați fost acceptați în mare parte de către biserică să fiți slujitori. Și slujirea presupune uneori și anumite luări de poziție. Uneori înseamnă să spui păcatului pe nume. Și oamenii nu mai sunt atât de drăguți și de agreabili atunci când facem lucrul acesta. Dar, dragul meu, sau dragii mei, nu uitați că noi slujim oamenilor, dar dorim să-i placem lui Dumnezeu. Slujim oamenilor, dar recompensa noastră și plata noastră este la Dumnezeu. Cineva spunea foarte frumos, în slujire plata este foarte mică, dar pensa este mare. Pensa este mare. Asta înseamnă că ceea ce așteptăm de la Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru toți acei care slujim, este nespus mai mult decât putem să ne gândim sau să sperăm. Aș vrea să nu uitați și aspectul acesta, oricât de bine stați în sondaje. Nu uitați că s-ar putea mâine să fie aruncate vorbe din partea celorlalți, vorbe aspre, vorbe grele. Apostolul Pavel a fost atât de urât de oamenii din Listra, după ce le-a făcut acel bine și acea vindecare, încât l-au împroșcat cu pietre și l-au lăsat mort. Mort. Unii teologi spun că în aceea moarte a avut răpirea aceea la al treilea cer. Nu știm exact. Dar cu siguranță că vreau să spun la al treilea adevăr. Oricât de tare ai fost lovit, ridică-te și mergi mai departe. Oricât de tare ai fost lovit, ridică-te și mergi mai departe. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate și a doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceea și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra. Din nou, acolo unde am fost îmbroșcat cu pietre. În momentul în care vine diavolul și spune renunță, e prea greu, e prea mult. Nu uitați, adunați-vă puterile, rugați-L pe Dumnezeu, Cel care are toată puterea în cerul și pe pământ, să vă ajute să mergeți până la capăt. Pentru că drumul acesta este fără întoarcere. Nu este o intrare în slujbă pentru un an, pentru doi, pentru cinci, pentru mandat. Nu este o slujbă pentru o vreme, ci este până ce Domnul va veni sau până ce noi vom pleca acasă. De aceea, pentru că lucrurile trebuie făcute și lucrarea Domnului trebuie făcută, mulțumesc Domnului pentru cei care astăzi sunt în fața noastră și au acceptat provocarea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu de a intra în lucrare. Fiți bineveniți printre noi, printre cei care slujim. Și știu că sunt aici și frați care slujesc și poate că nu sunt ordinați sau numiți diacon sau presbiter. Domnul este Cel care în final va
analiza activitatea fiecăruia și slujirea fiecăruia și El ne va da răsplată. Să slujim în așa fel încât să primim răsplata de la Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi și pe noi cei care am intrat, pe noi slujitori și pe viitorii slujitori. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Unii dintre dumneavoastră deja stați greu pe scaune, nu? Eu n-am să vă țin foarte mult, dar am să le spun ceva lor. Însă, înainte de asta, dacă vreți să ne ridicăm să cântăm o goală, sunt gata de recoltă. Haideți să ne înviorăm un pic, că poate mai stăm un ceas. Am zis, poate. Asta nu înseamnă că stăm. Haideți să cântăm, fraților, haideți să cântăm din cântarea asta cu bucurie și vom trece imediat la slujirea care trebuie să o facem noi pentru ei, delegându-le responsabilitatea de care se vorbea aici, punându-i în slujba Domnului. Să cântăm împreună. Ogoarele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini. Pe care oamenii aceștia le au de a face slujbe publice, prima dată au fost ordinați în biserică diaconi. Dintr-o nevoie, dintr-o necesitate administrativă și nu numai, oamenii aceștia au fost aleși din mijlocul adunării să slujească pentru ca să dea posibilitatea apostolilor să se ocupe, așa cum spune Faptele, capitolul 6, de rugăciune și propovăduirea cuvântului. Diaconii, dându-și
silința și lucrând pentru Domnul, n-au rămas la slujirea aceea doar de a împărți ajutoare și de a face vizite în diferite situații, ci găsim în mod special câțiva dintre ei, special doi, care s-au remarcat într-un mod excepțional. Unul dintre ei, un mare om al lui Dumnezeu, primul martir, diaconul Ștefan, care a fost împroșcat cu pietre, ucis, omorât pentru numele Domnului Iisus, un predicator excelent, un apologet, un om care știe Scriptura de la început până la vremea lui și predică cu atâta pasiune și cu atâta convingere, încât atunci când el predica și când era implicat în lucrare, când el l-au scos afară să-l ucide cu pietre, alții care erau împotriva lui scrâșneau din dinți împotriva lui, iar el, radind de bucurie, s-a îndreptat spre cer, s-a rugat și a zis: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Așa poate muri un om care slujește bine ca diacon. Apoi a fost altul, un evanghelist pe nume Filip, care făcea Dumnezeu prin el semne și minuni în Samaria. Dar avea o anumită limită de responsabilitate și atunci când au trebuit samaritenii să experimenteze o nouă lucrare, au trimis după apostoli și au venit Petru și Ioan din Ierusalim și au făcut lucrarea care mai trebuia. Apoi sunt prezbiteri, apostolul Pavel spune să rânduiești prezbiteri în fiecare cetate. Prezbiteri sau bătrâni care să reprezinte lucrarea lui Dumnezeu acolo și vorbește Scriptura de diferite nivele ale prezbiterilor. Sunt unii prezbiteri care slujesc bine, alții care se ostenesc cu propovăduirea, alții care sunt în biserica locală și care participă împreună cu ceilalți la bunul mers al lucrării. Ori într-un fel, ori în altul, doresc și pentru diacon și pentru prezbiter să fie la înălțimea chemării pe care Dumnezeu va da. Apoi aș vrea să vă spun că din pasajul ce l-am citit în dimineața asta, aș vrea să vă spun câteva lucruri și pentru toți cei prezenți să rămână clar care este chemarea și slujba pe care noi o avem. Două calități sau două lucruri speciale pe care Apostolul Pavel le subliniază în pasajul acesta. Odată este maniera predicării sale, felul cum predică, și al doilea este felul trăirii, maniera trăirii lui. Cele două lucruri au mare importanță și un efect extraordinar azi în lume. Se fac sondaje, sunt diferite opinii, aveți încredere în stat, în armată, în biserică, în slujitori. Din păcate, ne pare rău că foarte de multe ori se spune că lumea nu mai are încredere în slujitori. În slujitorii altarului. Am citit azi de Apostolul Pavel, care predică Evanghelia și scrie această scrisoare unor frați care nu erau de foarte multă vreme convertiți. Biserica aceasta din Tesalonica a luat ființă după ce el a fost pus în închisoare în Filip. Și pentru că de acolo Dumnezeu a deschis ușile temniței și i-a scos afară, s-au temut temnicerul și ceilalți, s-au mântuit, i-a botezat și apoi au plecat în Tesalonic. Aici au dat de alte necazuri. Dar imediat au predicat Evanghelia. Și vreau să vă spun că una din prioritățile pe care noi le avem și la care trebuie să ținem seama neapărat este predicarea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. A zis Apostolul Pavel: am fost chemat să predic și vai de mine dacă nu voi predica. Cu atâta pasiune a predicat omul acesta, încât dacă vă uitați în Cartea Romani, în capitolul 1, la versetul 15, spune așa: astfel în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Știți ce era Roma în vremea când Pavel spune am o dorință să vă predic Evanghelia la Roma? Poate
nu ar fi exagerat să fac comparația că ceea ce este San Francisco astăzi pentru lume, punctul păcătoșeniei, unde a început prima dată căsătoriile de altfel, cum scrie Scriptura, și s-a promovat acest libertinism și păcătoșenie la culme, și astăzi au centru acolo, sataniștii și alții. Asta era Roma pe vremea aceea. Din istorie știți că Senatul și Roma și căderea ei s-a datorat păcătoșeniei și decăderii morale din interior. N-au fost loviți și cuceriți din exterior, ci din interior. Aici dorea Pavel să meargă să predice. Așa de importantă e predicarea Evangheliei, încât vă rog să ne amintim toți cei prezenți care avem ocazia, în multe ocazii, să predicăm și să spunem oamenilor despre Domnul, că dacă vă aduceți aminte de cetatea Ninive, care Dumnezeu a hotărât să o distrugă, în cele din urmă ea a fost salvată. Ninive a fost salvată, că oamenii din Ninive au înțeles să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu cu post, cu smerenie, cu rugăciune, inclusiv împăratul și animalele, tot să postească. Dar dumneavoastră știți și vreau să subliniez din nou azi, cetatea Ninive, aproape 120.000 care nu cunoșteau și nu puteau deosebi stânga de dreapta. Se estimează, după ceea ce spune cuvântul acolo, o cetate în care trebuia să merg pe jos 3 zile, asta însemna că avea aproximativ vreo 60-70 de kilometri, până la 100 kilometri lățime. Dacă mergea câte 20-25 de kilometri pe zi. O mulțime de oameni. Dar cetatea asta n-a fost salvată nici prin împăratul Asiriei, soldații Asiriei erau ca niște lei, așa scrie Scriptura, nici prin politicieni vremi, nici prin metode economice de altă natură, ci cetatea Ninive a fost salvată prin predicare. S-a dus un om și a predicat Evanghelia. Și Dumnezeu s-a uitat că ei au ascultat Evanghelia. De aceea predicați cuvântul. Predicați cuvântul lui Dumnezeu. Predicați Evanghelia. La timp, ne la timp, când oamenii ascultă, când n-ascultă, predicați. Și acum, cum predica Apostolul Pavel? Care era maniera predicării lui? Din ceea ce am citit în primul rând, el predica cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Așa spune aici, în versetele 1 și 2, știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică, după ce am suferit și am fost batjocoriți în Filip, după cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeu să vă vestim Evanghelia. Evanghelia trebuie vestită cu îndrăzneală și plin de încredere. Că nu e cuvântul vostru, nu e al lor, nu e al nostru, e cuvântul cel viu al viului și adevăratului Dumnezeu. Și ați învățat mai ales la omiletică cei care ați studiat că cea mai mare dramă care se poate vedea este ca cineva să predice cuvântul cel viu al viului și adevăratului Dumnezeu unor oameni morți și să fie un om mort care să nu creadă ceea ce spune. Scriptura, Evanghelia, trebuie predicată, spune Pavel, și eu așa am predicat-o, cu îndrăzneală. În al doilea rând, versetul 3 spune căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Asta înseamnă că Evanghelia trebuie predicată cu sinceritate și în adevăr. Noi nu-i păcălim pe oameni, nu le spunem la oameni că mai facem noi sau mai face altcineva, le spunem că Scriptura de la început până la capăt are un dualism. Că există Dumnezeu, că există vrăjmașul lui Dumnezeu, că există două căi, că există două alegeri și există două destinații. Și fără asta, nu putem să le spunem la oameni altceva, că așa ne-a învățat Domnul. Și le spunem clar că direcția în care mergem ne arată destinația. Al treilea lucru, Pavel spune, am predicat, versetul 4, spune, am predicat ca să placă lui Dumnezeu, nu oamenilor. Așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează ei. Când predicăm, chiar dacă
unii oameni sunt deranjați, chiar dacă la unii oameni au altă înțelegere, noi nu suntem să apărăm ce a zis Dumnezeu, noi suntem să proclamăm ce a zis Dumnezeu. Pentru că mereu, mereu veți găsi, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, așa vorbește Domnul. Vorbiți din partea lui Dumnezeu. Vorbiți cu îndrăzneală. Vorbiți și ce vorbiți credeți. Nu vorbiți să pierdeți timpul la oameni. Nu vorbiți să-i plictisiți pe oameni. Nu vorbiți ca și când este neimportant. Vorbiți și predicați Evanghelia Domnului Iisus. Vorbiți și predicați cu ca să placă lui Dumnezeu, pentru că Pavel nu căuta popularitate ieftină, nu căuta să fie apreciat de unii și să nu intre în buclu cu ei. Dimpotrivă, folosea toate metodele ca să-L poată prezenta pe Domnul Iisus. Apoi eu spune, am predicat Evanghelia fără măgulire și lăcomie, spune versetul 5. N-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haină lăcomie și-L iau martor pe Dumnezeu. Predicați în așa fel, ca să se vadă că voi depindeți de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu ne-a chemat pe seama Lui și pe baza Evangheliei. Nici să facem corporații, nici să strângem averi, nici să ne ducem cu alai după noi să ne apere că suntem corupți sau altceva de felul acesta. Omului Dumnezeu trebuie să stea drept în fața oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și rugați-vă ca Dumnezeu în Biserica Filadelfia să crească, să fie asemenea oameni. Și ne rugăm în Biserica Pentecostală din România și în Biserica Evanghelică. Și cei ce predică Evanghelia să fie oameni fără măgulire și fără lăcomie. Apoi, fără glorie lumească. Versetul 6 spune, n-am căutat slavă de la oameni, nici de la alții, deși am fi putut. Și dacă este o problemă care îi deranjează pe mulți mireni sau enoriași, sau membri. La noi se spun membri, în altă parte enoriași, în altă parte mireni. Dacă îi deranjează pe unii oameni, îi deranjează exact gloria, înavuțirea, extravaganța pe care o iau unii, și chiar citeam de cineva care făcea o comparație, scriind că ăștia care azi încearcă să motiveze toate paradele astea foarte puternice și manifestările astea religioase cu pompă, spunea unul dintre ei, zice, e adevărat că atunci Domnul a intrat în Ierusalim pe măgăruș, că nu erau mașini care avem noi astăzi și papa mobil și altele, dar dacă ar fi fost, da, sigur, Iisus ar fi intrat în Ierusalim cu four drive wheels, cu mașină care trage cu patru roți și cu jeep și așa mai departe. Ori nu ne imaginăm, nu ne imaginăm că numele acelea care spune în cartea Coloseni, unde Daniel Hata predica, s-a dezbrăcat, a luat un chip de rob, de bună voie, s-a dezbrăcat de slavă și de glorie și s-a făcut asemenea nouă acea teorie, o cunoașterea chenozia, dezbrăcării de sine ale mădării, că el, care a avut toată slava, n-ar fi putut să vină îmbrăcat în slavă. Că doar pe munte, la schimbarea la față, ata slava a fost de Petru, care era doctor în teologie jos, în vale, că a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu, Hristosul, când a ajuns pe munte la o altă înălțime, s-a blocat, n-a mai știut, vreau să facem colibie aici. Avea slavă Domnul, dar el nu s-a folosit de ea. Pavel a zis, nu ne-am folosit, deși ca apostol al lui Hristos puteam. Știți ce a zis Gedeon? După ce Dumnezeu a dat o mare victorie și a adus poporul înapoi și i-a dat deoparte pe Madianiți, a zis, tu și casa tatălui tău să fiți peste noi să domniți. Vrem să fie genealogic, așa, să fiți din tatăl fiu să veniți la tron. Și a zis Gedeon, nici eu, nici fiii mei nu vom accepta asta, ci Domnul va fi conducătorul vostru. Dați-i glorie lui Dumnezeu. Și apoi, în ultimul rând, aș vrea să menționez, spune Pavel aici în versetul 7,
Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu dracubii. Asta înseamnă blândețe și afecțiune. O doică, o bolnă, nu își îngrijește copiii ei. Și vedeți că acum cu tehnica ce o avem, cu camere ascunse și așa, mulți mai văd cum le sunt tratați copiii și cum sunt îngrijiți și le mai schimbă. Noi avem o cameră ascunsă, suntem sub camerele de luat vederi ale Universului, Dumnezeu ne urmărește. Ne urmăresc și oamenii. Nu era ai lui, dar așa de mult ținea la ei Pavel, încât scrie în cartea asta aici în Tesaloniceni, în capitolul 3, zice, eu trăiesc pentru că voi trăiți. Așa de interesat era de ei. Cu drag, cu cei ce au greșit, spune Galateni, capitolul 6, versetul 1, fraților, dacă vreunul a greșit, a căzut, voi care sunteți duhovnicești, să-L ridicați cu Duhul blândeții. Și Dumnezeu să vă ajute. Amin. Poate sunt alte modele azi în lume. Sunt multe modele de leadership astăzi, într-un fel sau în altul. Dar modelul cristic, dumnezeiesc, valabil este acesta. Cu blândețe și afecțiune. Pavel este gata să-și dea viața pentru cei la care le predică. Și avea dreptate cineva care a spus că dacă vrei să fii păstor, neapărat vei mirosi a oaie. De multe ori ăsta-i parfumul. Eu spun uneori la studenți și la tine care stau de vorba, uneori ca persoană individuală să realizăm o anumită treabă, eu pot să o fac foarte ușor. Nu mă împiedic și mă duc singur, dacă aș fi John Johnson, aș alerga 100 de metri în 7 secunde. Dar la biserică noi nu suntem la un sprint. Să mergem în 7 secunde 100 de metri. Cu biserica noi suntem 300-500 de oameni și nu putem merge în 5 secunde sau în 7. Mergem în 5 ceasuri sau în 7 ceasuri. Dar când am ajuns la linie, dincolo suntem 500. Amintiți-vă, indiferent la ce nivel de slujire sunteți, toți slujim și avem responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, Domnul i-a zis lui Petru să paști mielușeii, oițele și oile. Și fiți atenți, voi și noi toți, că aceia care așteaptă și care cred că mielușeii sunt așa de capabili ca și oile. Și au și lână, au și lapte, și producție și toate. Și cei care sunt nemulțumiți de mielușei că sunt prea zburdani, că au lână prea scurtă, că sunt gălăgioși și altceva, și care își omoară miei, nu mai au turmă. Că oile bune și multiplicarea se face prin miei aceia care sunt zburdani. Așa că aveți grijă de toată turma lui Dumnezeu. Cu blândețe și afecțiune. Și apoi vreau să nu închei înainte de a vă spune că pe lângă maniera predicării, Pavel nu se ferește să spună și de maniera comportamentului său. Pentru că avea dreptate scritorii latini care au spus, Homer și ceilalți din vechime au zis, ceea ce ești vorbește așa de tare încât nu se mai aude ceea ce spui. Oamenii ascultă vorbele, dar oamenii urmăresc atitudinile și acțiunile. Și Pavel spune aici, în versetul 9, vă aduceți aminte, fraților, de osteniala și munca noastră? Cum lucram zi și noapte? Ca să nu fim sarcină niciunuia din voi. Și vă propovădeam Evanghelia lui Dumnezeu. Asta înseamnă sacrificiu. Asta înseamnă muncă. Exemplul acesta care rămâne un exemplu din pilda Domnului Iisus și Pavel a zis, călcați pe urmele mele. Eu parcă urmele lui Hristos. Slujind zi și noapte lui Dumnezeu. Dacă aș
întreba doar un singur exemplu să vă dau și păstorii de aici știu când am înmormântat aici la Stăi un om care pe la ora 2-3 noapte m-a sunat, veneam de la Oradea și m-a sunat să vin să-l botez, că dintr-o comă în care a fost a ieșit după vreo 3 zile și noaptea am stat cu familia, că cred că sunt probabil aici dintre cei care sunt rudeni, și cum omul ăsta după aceea 3 zile la rând le-a spus la ceilalți, inclusiv la vecinului preot și la alții, cum Dumnezeu i-a vorbit, mi-a fost teamă chiar când m-au chemat din familie la ora 2-3 noaptea, numai cât am ajuns din Oradea, nici cred că vreo jumătate de oră dacă m-am culcat și am fost chemat să vin înapoi. Dar am văzut efectul și ce înseamnă să fii disponibil. Nu este un exemplu să mă scot în evidență, vreau să vă spun ce efect poate să aducă o slujbă care o faci și Padre spune, v-am slujit zi și noapte. Noi nu suntem aici chemați ca alții să ne slujească. Joi seara la noi s-a predicat din fericire. Și sunt nouă acolo în Matei, capitolul 5, unde vorbește Domnul și ultima spune, ferice de voi. Când oamenii vor spune tot fel de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, bucurați-vă și veseliți-vă, că tot așa au făcut cu prorocii care erau înainte de voi, căci, și continuă punctul acolo, răsplata voastră va fi mare în cer. La 1 Corinteni, capitolul 3, Apostolul Pavel folosește 3 metafore cu privire la biserică. Familia, unde se are în vedere maturizarea. Apoi folosește câmpul, unde se are în vedere și cantitatea, că noi trebuie să câștigăm pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Și templul, unde se are în vedere sfințirea. Urmăriți-le toate trei astea. Dar la cea din mijloc, la câmp, Apostolul Pavel vorbește de o diversitate de lucrători și de lucrări. Unul seamănă, unul ară, unul udă, altul. Și zice, fiecare după puterea lui. Și zice că nici cel ce seamănă, nici cel ce udă, nici cel ce ară nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească, că fiecare își va lua plata după... După ce? După slujba ce a avut-o? După gradul care l-a purtat? Își va lua plata după osteneala Lui. Nu faceți efort pentru Domnul. Pentru că vine și vremea când să ne odihnim. Dar pentru Domnul trebuie cu osteneala. Apoi, în al doilea rând, în comportamentul lui Pavel era o trăire ireproșabilă. Versetul 10 spune, voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că nu, că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Adică fără reproș. Așa să fie viața. Și a noastră tuturor. Și apoi în al treilea rând spune el aici nu doar ca o doică ce își îngrijea cu drag copii, ci spune în versetul 11 știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi fără deosebire, fără partide, fără favoriți sau nefavoriți, pentru fiecare din voi. Așa am dorit să fiți. Pentru fiecare, că fiecare om are valoarea lui înaintea lui Dumnezeu. Și nu se are în vedere poziția cuiva, ci sufletul are aceeași valoare pentru fiecare. Ca un tată, care ce vă sfătuiam, vă mângâiam și vă spuneam din experiență, din convingerile mele. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 11, spune Pavel, călcați pe urmele mele, că eu calc pe urmele lui Hristos. Vă doresc binecuvântările Domnului, vă spun bine ați venit, în rândul celor chemați într-un mod deosebit, special să lucreze și să slujească în via și în lucrarea Domnului. Asta nu înseamnă că nu toți ceilalți suntem chemați să slujim, să facem voia lui Dumnezeu. Dar sunteți chemați într-un mod special. Trăiți în părtășie, în colaborare, în subordine sau supunere față de rânduiala divină. Pavel mergea peste tot și îndemna bisericile să respecte rânduielile bisericii de la Ierusalim. Nu rămâneți nici conservatori care să faceți numai conserve, nu rămâneți
și nu merge nici pe extreme, care să fiți numai la margine, urmați cărările neprienilor, mijlocul cărărilor neprienilor. Rămâneți fundamentaliști, bazați pe Scriptură, dar fiți contemporani și fiți gata pentru generația în care slujiți. Fiecare generație a avut vremea ei. Și Faptele, capitolul 10, Petru, când predică, spune că David a slujit după voia lui Dumnezeu, pentru cei din vremea lui. Așa se îmbrăcau, așa mâncau, așa se închinau, aia muzică o aveau, ăsta era stilul, dar slujiți în așa fel să fiți relevanți vremii și societății în care trăim. Și nu uitați, ceea ce facem, cu vorba sau cu faptă, să facem să fie slăvit Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze pentru biserică. De asemenea, aici în Tesalonicen, spune Pavel, prețuiți-i foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Sunteți gata să-i prețuiți pe oamenii ăștia? Amin. Hai, am o chemare. Cine? Ridicați mâna. Cine vrea să... Cine își ia angajamentul să se roage pentru ei? Hai. Hai să vedem. Hai, mâna sus, mâna sus. Voi care cântați, nu vă rugați pentru cei ce vă învață. Poate ei să vă căsătorească, să fie cei care vă fac nunta. Cum să nu vă rugați pentru ei? Noi nu suntem chemați la mormântare, oameni buni. Eu am îmbătrânit bucurându-mă și așa voi muri, dar nu suntem chemați la mormântare. Predicați o Evanghelie care e optimistă. O Evanghelie plină de har, de bucurie. Trecem prin încercări. Dar a zis Apostolul Pavel, știți? Puneți în fața unor perspectiva. Vedem de o parte cerul, slava, gloria, împărăția lui Dumnezeu, și de cealaltă parte necazuri, greutăți, lupte, oameni, frământări, ce are el în 2 Corinteni, capitolul 12. Cunosc un om, a fost răpit în cer, a fost cu Duhul, fără, cu trupul, nu știu. Dar am văzut și am experimentat asemenea lucruri și apoi spune în sfârșitul capitolului. De aceea, simplă cer, în defăimări, în ocări, în bătăi, în scuipări pentru Hristos, că atunci când sunt slab, sunt tare. Îmbrăcați-vă cu asemenea haine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, amin. Închei aici, poate că altă ocazie să ne mai întâlnim mai des, chiar și nu numai când avem ordinări la Călan, că suntem aici la doi pași, unii de alții, și să colaboreze bisericile noastre și mai strâns, dar aș dori acum să revenim la slujba care trebuie să o facem. Ordinațiunea, punerea în slujire în biserica noastră, în bisericile pentecostale, potrivit cu ce înțelegem din Scriptură, fără nici să vă ardem părul, nici să vă luăm haine, nici să vă punem la alte canoane, ci ea se face potrivit Scripturii prin rugăciune cu punerea mâinilor de către ceata slujitorilor. Așa că, în minutele care urmează, voi vă veți pleca pe genunchi aici în față, frații slujitori împreună cu și fratele Ivonici, vor veni aici în față ca să ne rugăm pentru voi, iar scaunele astea, dacă le dați puțin mai în spate, soțiile voastre vor sta pe genunchi, acolo pe scaune, lângă scaunele care sunt, ca să avem puțin spațiu. Asta ca să facem și o diferențiere și să facem și pe placul contemporaneității. Noi nu ordinăm femei, așa, dar le punem în slujire alături de voi. Ne vom ruga pentru ele, cerem harul Domnului, călăuzire, binecuvântare și în timp ce ne rugăm pentru voi și ele stau pe genunchi, e simbolul că ele vor sta alături de voi și că vor sluji și că vă vor întări și vă vor binecuvânta în slujirea voastră. În timp ce ne vom ruga Domnului pentru ei, rugați-vă, oameni! Rugați-vă, stați înaintea Domnului, că de felul cum ei vor fi înflăcărați și vor fi gata să facă slujba și lucrarea lui Dumnezeu, va fi binecuvântată biserica. Dacă îi vorbiți de bine, ei vor vorbi cu entuziasm, cu pasiune, cu dragoste pentru noi. Nu-i face să facă slujba suspinând. Că ei o fac oricum, dar nu va fi de niciun folos. Faceți-o ca să ne folosească la toți. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului.
Apostolul Pavel i-a zis la Timotei și la Tit să meargă să pună slujitori în fiecare biserică și să îi ordineze, să-i pună în slujirea aceasta oameni care sunt chemați într-un mod special, aparte, ca să reprezinte pe Domnul și lucrarea Lui. Au nevoie de înțelepciune, ei trebuie să apere Evanghelia, trebuie să predice, ei trebuie să-L reprezinte pe Domnul atunci când alții nu sunt. Când a venit prigoana peste biserica primară, primii care au fost luați la cercetare, puși în temniță, omorâți, decapitați, în toate felurile, schimciuiți, au fost conducătorii lor, încât spune Tertulian, unul din scriitorii vremii de atunci, că la un moment dat nu s-au mai găsit persoane care să vrea să facă slujba asta și de aceea Pavel spune, dacă dorește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Haideți în momentele acestea, noi ne așezăm mâinile peste ei și împreună cu toți frații ne rugăm Domnului, dar prin rugăciune, cu voce tare, o va face fratele păstor Dan Tintianu și apoi eu voi crea. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, în numele Fiului Tău preiubit, stăm în această zi înaintea Ta. E singurul care poți să binecuvintezi. E singurul care atunci când binecuvintezi rămâne binecuvântat pentru totdeauna. E singurul care poți să chemi în lucrare oameni. E singurul, Doamne, care ai făcut această măreață promisiune că vei fi cu noi până la capătul zilelor. De aceea, în această dimineață, în această zi de sărbătoare, te rugăm din toată inima, pune-ți mâna Ta binecuvântată peste acești frați care astăzi investim în slujba Ta. Binecuvintează-i Tu, Doamne, pe ei și familiile lor. Lasă ungere proaspătă peste ei. Lasă Duhul Tău cel Sfânt peste ei. Dă-le înțelepciune, Doamne, și pricepere și ajută-i, Doamne, să trăiască la înălțimea chemării Tale. Binecuvintează-i tot ceea ce fac, Doamne, și ori de câte ori se ridică în numele Tău, însoțește, Doamne. Binecuvintează, Doamne, vorbirea lor. Binecuvintează trăirea lor și toate faptele lor, Doamne, să fie în lumina Scripturii. Binecuvintează-i familiile lor, Doamne. Binecuvintează soțiile și copiilor, Doamne. Fie harul Tău, Doamne, peste aceste familii. Fie numele Tău, Doamne. Ori de câte ori, Doamne, vor vesti Evanghelia Ta, Doamne, fie ca oamenii să primească cuvântul Tău, Doamne, și să fie mântuiți. Pentru că Tu ești Cel care mântuiești. Și noi, Doamne, suntem robii Tăi, cei care facem lucrarea în numele Tău. Doamne, Te rugăm să binecuvintezi pe acești frați, conduiți de putere de sus. Fie Duhul Tău cel Sfânt peste ei. Și în fiecare zi din viața lor, Doamne, să slujească Ție cu bucurie și bisericii Tale. Lăuda și slăviți să fie numele Tău. Așezăm numele Tău, Doamne, peste ei. Chemăm prezența Ta, Doamne, peste ei. Chemăm, Doamne, ca numele Tău, Doamne, să fie desfătarea lor, bucuria lor, Doamne. Și, Doamne, Te rugăm, ajută-i să slujească în așa fel încât Tu, la vremea potrivită, să îi binecuvintești și să le răsplătești toată osteneala. Mulțumim, Doamne, pentru acești frați care s-au dedicat pentru a intra în slujba Ta. Te rugăm să binecuvintezi viața lor. Fie, Doamne, harul Tău peste ei, îndurarea Ta, binecuvântarea Ta. Te rugăm să lași mâna Ta binecuvântată peste ei și Tu, Doamne, să-i însoțești de acum și până în veci de veci. Amin. Mulțumim, Doamne, că Tu chemi oamenii în lucrare și că totul îi binecuvintezi. La cel ce a zis că e doar un copil, Tu ai zis că vei fi cu el. La cel ce a zis că e gângat și nu poate vorbi, Tu i-ai zis că i-ai făcut gura și l-ai făcut pe om. La cel ce le-ai zis că nu poate, că sunt prea puțin, Tu ai zis, eu sunt Domnul care merg înainte și mă lupt pentru voi. Mulțumesc astăzi, Doamne, pentru că în Biserica Filadelfia de la Călan, alături de frații slujitori care au fost și care sunt, Tu ai mai adăugat și ai mai chemat acești oameni și știu, Doamne, că mai ai aici. Dar mă rog în mod special pentru acești trei. Amin. Pentru Daniel în slujba de diacon și de prezbiter și pentru ceilalți doi diaconi, Doamne, mă rog să-i binecuvintez cu har. Mă rog să-i binecuvintez cu credință, Doamne, pentru că Tu ai nevoie de oameni ai credinței, că cine se apropie de Tine trebuie să creadă. Și îți mulțumesc, Doamne, că ai pus credința în ei. S-a zălășluit în neamul lor, în familia lor, în părinții lor.
Doamne, de aici din biserică și mulțumesc că sunt gata acum să o ducă mai departe aici și chiar în alte națiuni și între popoare și oameni care nu te cunosc pe tine. Doamne, binecuvintează-i! Mă rog să le dai experiențe de mâna întâi. Mă rog să-i ajut, Doamne, ca ei personal să te cunoască pe tine, să spună despre minuni și lucrări pe care Domnul le-a făcut în viața lor. Mă rog, Doamne, ca pe Samson altădată să-l îmbraci și să-i îmbraci Duhul Sfânt. Să-i îmbraci Duhul Sfânt să fie purtați, Doamne, în națiunea aceasta, în biserici, în lume unde va fi nevoie și să vorbească sub autoritatea ta plin de Duhul Sfânt. Mă rog să-i îmbraci, Doamne, cu drăzneală. Ajută-i, Doamne, să predice. Doamne, în primul rând să predice Evanghelia. Să o predice cu drăzneală. Să o predice cu sacrificiu. Să o predice cu adevărat, fără măgulire. Să o predice cu determinare, cu hotărâre. Că e voia lui Dumnezeu ca prin predicarea Evangheliei oamenii să se mântuiască. Doamne, te rog, însoțește predicarea lor. Te rog, de asemenea, ajută-i în trăire, Doamne. Ajută-i să trăiască ca niște oameni în timpul zilei să facă cinste lucrării tale. Te rog, Doamne, din ziua asta și în continuare, ca pe David și pe ceilalți când au fost unși, însoțește-i cu o putere dublă, Doamne, în lucrare. Te rog, dovedește, Doamne, că într-adevăr nu doar noi, ci ai ales și Tu și sunt slujitorii Tăi. Mă rog să-i păzești de diavolul, de lume, să-i păzești de oameni răi, să-i păzești de influențe străine, să-i păzești de populism, să-i păzești de egoism, să-i păzești, Doamne, de mândrie, de lăcomie și de toate celelalte. Și, Doamne, ține-i în harul Tău. Ajută-ne împreună să slujim pentru împărăția Ta. Mulțumim, Doamne, că împreună cu noi și împreună cu alții vom lucra aici unde este nevoie ca să zidim împărăția Ta. Îi încredințăm în mâna Ta bună. Noi ne-am rugat și le-am oferit delegarea aceasta de autoritate să slujească după chemarea Ta. Dar ne rugăm niciodată și în niciun moment să nu-i părăsești. Să fii cu ei. Binecuvintează-le familiile, copiilor. Și așa cum am văzut că de mici învață să facă ceva pentru Tine, fă-i, Doamne, ca din generație în generație să poată mărturisi cuvântul Tău până va veni Domnul. Amin. Să zidim împărăția Ta. Binecuvintează biserica din Călan unde slujesc în mod special și bisericile în general unde vor fi să fie binecuvântați de Tine. Mulțumim de ziua aceasta, de prezența Ta, de harul Tău. Îi încredințăm în mâna Ta. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Părintelui din ceruri și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu ei și cu noi toți. Amin. Mai cântăm? Râul binecuvântării rămasă peste lume, timpul pagina să vie, inimile să urme. Doamne, rămasă Duhul promis ca un care certificatele de ordinare și câte un cadou să le dăruiască prin păstorii. Sigur că este un certificat de hârtie, dar există și o dorință din partea noastră ca responsabili și slujitori în această biserică, pentru voi care astăzi ați fost investiți, să slujiți Domnului cu bucurie. Să slujiți Domnului cu credincioșie.
să slujiți Domnului cu devotament. Noi putem să oferim un certificat și o Biblie. Asta înseamnă că punem cuvântul Domnului în voi, în viața voastră, să citiți, să respectați, să provăduiți. Știu că ați făcut-o și până acum, dar este o amintire din această zi frumoasă. Așa că certificatul de ordinare se acordă fratelui Cernă Daniel Victor pentru slujba de presbiter, potrivit învățăturii Scripturii din Tit 1, de la 5 la 9, unde vorbește despre ceea ce trebuie să fie un presbiter. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Cred că există și un cadou pentru sororile, pentru soțiile fraților. Frate Daniel, acesta este din mai încoace acasă. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Certificat, îți dăm și o Biblie. Și nu uita un lucru, niciunul să nu uitați. Nicolae Iorgo a spus în texte alese să nu mergi niciodată cu săcorea la rădăcina pomului care te-au dăpostit de furtună. Să cinstești pe mai pe marele tău. Domnul să te amin. De asemenea, în slujba de diacon, fratele Ioan Pomanac, tot potrivit cu învățătura din Tit, unde cei care slujesc Domnului sunt bine răsplătiți de Domnul, doresc ca pe lângă acest certificat să slujești Domnului cu bucurie și cu devotament. Amin. Primește și o Biblie în numele Domnului, să citești această carte în fiecare zi, ca să fiți înțelept, să crezi această carte în fiecare zi, ca să fiți schimb. Și Domnul să fie puterea să amin. Și fratele Stănescu Paul primește un certificat din partea de ordinare, din partea Bisericii Filadelfia. Domnul să te binecuvinteze. Să-ți dea har, să te pup și pe tine, ca să nu fie de felicit și pe tine, alte multe de și frații păstori, vă felicită, vă salută. Vreau în numele Bisericii să mulțumesc fraților care au slujit în această zi, în mod special fraților slujitori, fraților care au răspuns invitației de a fi cu noi împreună. Vă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze fratelui păstor Mircea, fratelui păstor Dani, fratelui păstor Bogdan Sandu. Mulțumim fratelui păstor Gacea și celorlalți frați, mulțumim bisericilor care au fost împreună cu noi, din sectorul nostru, cei de la Batiz, de la Petren, de la Strei, de la Nădăștie. Domnul să vă binecuvinteze, amin. Dumnezeu să vă răsplătească toată osteneala. Dorim har și binecuvântare pentru cei investiți astăzi în lucrare și, mă rog, pentru totdeauna de aici înainte, Domnul să le poarte grijă și lor și nouă tuturor. Adunarea se eliberează cu harul și pacea Domnului. După masă, de la orele 18, avem din nou întâlnire în Casa Domnului. O seară specială, o seară a cântărilor vechi. O seară în care dorim să lăudăm pe Domnul prin cântări de mult, cântări care dorim să aducă bucurie, să aducă mângâiere sufletelor noastre. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Biserica se eliberează cu harul și pacea Domnului.